Perfect, încă o dată facem asta, oricum o să facem doar de două ori, pentru că închiderea o să fie un pic altfel. Încă o dată facem asta, nu strângeți de mâini, lăsați brațele relaxate. Este o figură în care folosesc foarte mult intenția din corp, ok? Adică încercăm efectiv să ne follow the leader, ok? Gen. Bun? Deci nu trebuie să folosesc conducere foarte agresivă, cât trebuie doar să îmi relaxez corpul și să îi spun și fetei cum să mă urmeze. Mai ales fetele, trebuie să fiți foarte relaxate. Dacă vă acordați și încercați să vă lăsați conduția, nu se iasă nimic. Relaxat. Mm-hmm. Abdomenul relaxat, omoplații, ok? Lateral. Cap direct pe cinci, o să arunc mâna fetei, adică nu arunc, cu stângul, iar fetele cu dreptul. Când ai făcut tap, la final, mâna este pregătită, ok? Pe unul deja începe gestul de mână, ok? Care merge în sus, dar circular. Un, doi, e cealaltă mână, trei, patru. Ok? Deci încercați să dați mai mult efect gestului. Bun? Adică e ok și dacă duceți mâna mai puțin evidentă, dar cu cât faceți gestul mai larg, cu atât o să fie mai wow. Ok? Și aici nu mă refer la fel la conexiunea foarte puternică dintre voi, ci efectiv la faptul de a vă întinde mâna. Ok? Adică trebuie să mergeți în aceeași poziționare. Opt. Brațele sunt din nou sus. De aici, pe 1, băiatul dă conducere fetei înspre el, ok? Dar în exterior. Fetele, mergeți pe lângă băiat. Băieții, călcăm primul pas, lateral. 1, călcăm în spate. 2, facem schimbul de loc. 3, 4, am făcut un schimb de loc, ok? Iar pe 5, fetele continuă în deschidere, înspre stânga și băiatul calcă în față. 5, 6, 7, tap. Și revine. Ok? Fata face un twist acolo. Ok? Adică calcă cu dreptul, calcă cu stângul și de fiecare dată pivotează pe picior. Pivot, pivot, calcă după băiat și pune tap. Ok? Partea asta este strict alegerea fetei. Ok? Adică fata din elan
deschide, își deschide umărul pentru că are elan acolo. Ok? Deci am 1, 2, 3, o las, puc, puc, să-și facă de capă. Ok? Dar totuși vine la mine, că eu sunt acolo cel care o conduce pe drumul cel bun. Ok? Bun, facem așa, stăm cu, cum am terminat, adică cu faza înspre nord-vest, latitudine nordică. Mă rog. Ok? Bun. Ambele brațe sunt în Cuban. Coatele sunt relaxate. Nu în exterior. Coatele sunt lângă mine. Bun. De aici, băieții, pe primul pas, înainte să calc cu stângul, fac un mic pivot pe dreptul și calc acolo. 1. Ok? Fetele, o să mergeți ușor, ușor, circular pe lângă băiat. Ok? Adică prin partea lui stângă. Lent. Go. 1. Băieții, primul pas este lateral. 2. Călcăm ușor în spate. 2. Și acum pe 3 facem schimbul de loc. 3. Și punem tap și pierd priza mâinii drepte. Mâna stângă tot timpul rămâne în interior, nu outside, în interiorul perechii. De aici, băieții, călcăm, facem un pic doar pasul băiatului, lăsăm fetele de mână. Băieții, facem așa, călcăm, fata este punctul 0, noi călcăm la 1, ok? Adică pas ușor diagonal. 5, revin. 6 și spate. 7 și pun tap. Ok? Încă o dată facem doar pasul băiatului, călcăm oarecum pe lângă fată. 6, 7 și 5, 6, 7, tap. Perfect. În același timp, fetele o să deschidă și ele diagonal. Ok? Adică, înainte să călcați cu dreptul, cu stângul, pardon, pivotați pe dreptul. Ok? Fetele, twist. Doar fetele fac asta. Lent, fetele, go, twist. Te întorci. 5, ready. 6 și calci în față după aia. 7 și pui tap. Bun. Încă o dată, fetele, doar twist. Twist, twist. 6, 7 și twist. 5, 6, 7, 8. Bun. Ce este super important este în momentul în care faceți twist, tot timpul rămâneți cu picioarele flexate. Ok? Flexat, flexat, calci și pui tap. Bun. Ne interesează foarte tare în momentul în care faceți twist, ok? Să vă rotiți mult șoldurile, nu corpul, ok? Adică să nu mergeți, ok? Da, băiatul, gândiți-vă că băiatul are o conexiune aici. 5, 6, 7, basic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pătrat. 1, 2, pregătesc. 5, 6, 7, batai, 1, 2, 3, hesitation, 5, 6, 7, wave, 1, 3, 5, 7, 8, cross, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pătrat, lateral, push, prep, rotesc, 5, 6, 7, and 1, 3, tap, 5, 6, 7, e, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4. Cu stângul 6, 7, basic. 1, 2, 3,
5, 6, 7, față, 1, 2, 3, brațele tot timpul au mișcări circulare în dreptul abdomenului, 5, 6, 7, brațele, palmele relaxate, degetele închise, nu stați cu degetele răsfirate sau încheieturile sucite, normal, palma în prelungire antebrațului și tot timpul miști circular, 3, 5, 6, 7, încă 1, 2, 3, 5 și mă opresc. Bun. O luăm față, începe până nu pivotați pe piciorul pe care sunteți. Și de acolo vine efectul că mersul este super încrucișat. Bun? Prin faptul că și pivotați pe piciorul din spate, tot timpul. Ok? Grijă foarte mare la bazin. Nu lucrați din bazin. Ok? Cât blocați bazinul pe direcția diagonală. Ok? Adică foarte important este să se vadă jocul de picioare, nu mișcarea de bazin. Ok? Și pivotați, da? Deci bazinul cât se poate de mult să rămână în față. Bun? Corpul la fel. Deci, o să facem un efect de așa, stilul James Brown, dacă îl cunoașteți. Ok? Și o să facem o chestie super simplă cu un clap. Ok? Adică cu picioarele care aplaudă. Ok? Și o să facem în felul următor. Am terminat întoarcerea la stânga. 1, 2, 3, cross. 5, 6, 7. Tot piciorul în față, așa, așa. 1, 3, 5, 7. Ok? De aici o să fac un Q-burn. Mă împind din stângul și dreptul țin ca și ancoră. Pum, 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 i, 1, 2, 3. Încercăm? Genunchii au intenția să meargă în interior. Nu trebuie să se apropie, deci nu trebuie să se bată unul de celălalt, doar că efectul trebuie să fie cel de frică oarecum. Pum, 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 pum. Ok? Încerc tot timpul să fiu diagonal, clap, diagonal, clap, diagonal, clap, diagonal, clap. Deci mă duc cu un pas și cu un mic pivot. Ok? Atenție! Clap, unul e încrucișat, da? Calc cu stângul și înainte să calc cu stângul, pivotez pe dreptul. Și am așa. 1 și 2. 3 și 4. 5 și 6. 7 și 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ați prins ca ideea, da? Și, da, prima dată exterior. Deci și-ul, acel și, este pregătirea oarecum. Da? 1 și 2, 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8. Hmm? Și 1 și 2 și 3. Hai, încercăm. 6, diagonal, diagonal, diagonal. 6, 7, 2, 1 și 2, 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8. Perfect, și rămâi. Bun. De aici o să facem un felul următor. Facem și asta și după aia le luăm încă o dată să mai explic unele chestii. Calci cu stângul, pentru că urmează timpul 1. În momentul în care calci cu stângul, pui toată tarpa jos și ridici piciorul pe, ridici călcâiul. Ține călcâiul sus. Și acum, dreptul rămâne ca și ancoră, da? Deci rămâi, echilibrul este acolo. Adică nu echilibru este acolo, ancora, axa este acolo și te învârți, mergi circular. Din piciorul stâng galopezi tot timpul talpă, 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 lent și talpă, 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 e, a, și pum, i, pum, i, pum, i, pum, i, pum, perfect, go, hai, galopează. Ok, din piciorul drept ok? Deci trebuie să-ți dai un mic impuls, dar fără să pui călcâiul jos. Ok? Deci nu-l ții doar acolo și doar te împărți pe după el, cât te folosești de el ca să îți schimbi unghiul. Bun? Corpul trebuie să fie ușor răsturnat, adică ușor într-o parte. Adică într-o parte mă refer deasupra piciorului cu greutate, cu greutatea cea mai mare. Bun? Brațele o să meargă dirijor. Pum, 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 pum. Pum, dirijor. Tac, tac, pa, pa. Adică puntează în față, jos, lateral, jos, sus, jos, lateral, jos, sus, jos, ha. 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 Sus, jos, ha.
sus, jos, da. Sus, jos, da. Sus, jos, exact. Și asta fac în momentul în care calc. 3, 5, 7, 1, 2, 3. A? Grijă mare, doar să nu dați cu coatele în momentul în care sunteți, când vreți să faceți gestul de bază. Deci tot timpul coatele lângă voi, lângă voi, outside. Lângă voi, sus. Lângă voi, outside. Acum nu trebuie să se adingă foarte tare de coaste, dar să vă asigurați că le țineți în interior și nu faceți așa. Ok? Aici e riscul foarte mare să lovești. Bun, să lovești de ceilalți participanți la trafic. Bun, hai, facem așa, da? James Brown, 6, 7, go! 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, go! 1, 3, 5, mambo! 1, 2, 3, 4, 5, 7, vedeți că avem o singură măsură. 1, 3, 5, 7, 1. Încercați să vă asigurați că vă rotiți tot timpul câte un sfert. Exact, exact. Bun. Dar a doua sunteți deja aici, da? Și vă rotiți până în față. Pum, 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 pum. Ok? Deci prima întoarcere este aici cu proiectați piciorul. După aia acolo, după aia acolo, după aia acolo. Deci deja nu se vedeți. Da, da, da. Acum, asta e o chestie stand, adică super... Așa, să știm toți și să mergem în aceeași direcție, dar nu este greșit nici dacă rămâi un pic mai, nu te torci așa mult, cu 5-6-7, ei mai prins o plinte de pasul de bază, ok? Deci, cum vă doriți voi, ideea este doar să încercați să respectați timing-ul și să intrați pe 1 stâcul, ok? Jay Brown, pe 1 și 7. 6, 7, 1, 3. 5, 7, 1, 3, 5, 2, 8, 3, 5, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 2, și 1, 2, 3, intens, 5, 6, sus, 1, 2, lateral, pas adăugat, go, macete, pa, 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 stânga, 1, 2, 3, dreapta, 5, 6, stânga din nou, 1, 2, cross, 5, 6, James Brown, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, go, 1, 3, 5, bază, 1, 2, 3, 5, 7, mi-ar place foarte mult să fie pasul destul de lovit și destul de mâinile așa înspre parchet a fasat fața lor. Mâinile le ducem în față când pășim sau nu, deci pot pe un pas, pe un schimb de greutate să în față, pe un schimb să te pauză. Deci unul. Da. Important este doar să încercați să vă să mergeți. Ok, să vă, să vă întoarceți. Bun, să nu pierdeți foarte mult timp făcând doar din braț. Acum e normal să vă gândiți la toate, dar trebuie să încercați să mergeți, ok? Să dați cursivitate întoarcerii și corpul ușor deasupra piciorului stâng. Ok? Brațele, dar ca să fie efectul de brațe mult mai evident, mult mai Q1, trebuie să încercați să lăsați din corp să vină totul. Ok? Dacă faceți cea mai bine. E bine. A, să mergem. Da. Deci, suntem am terminat James Brown, ok, că tu. Ok, trebuie direcția asta, da, corect, bun. Acum, încerc să calc cu stângul, direct pe toată talpa, în momentul în care ajunge talpa jos, ridici călcâi piciorile și 1, 3, 5, încă și 1, 3, 5, încă, fata, 1, 3, 5, 7, ieși într-o parte, da, 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 încă, 1, 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 Wave înseamnă că sunteți în plie și totul merge de sus în jos. Ok? Și atunci
se întâmplă un pic chestia asta de... Cum ai avut prea mult, dar... Dar deci e tot un pic mai... mai snake. Da, mai snake. Știi, brațele sunt destul de... de mai articulate. Controlate și relaxate. Deci nu folosesc foarte mare gestul de brațe, cât încerc să țin pe mine totul și corpul merge un pic. 6, trebuie exersat un pic asta, mai facem încă un pic doar chestia asta. Încercați să rămâneți complet cu picioarele flexate, de să nu ajungeți cu picioarele întinse deloc. Deloc. Tot timpul sunteți plie. Și trebuie să vă găsiți echilibru. Deci axa este aici. Gândește-te că piciorul drept este centrul cercului. Tu trebuie să mergi cu stângul pe raza cercului. Da? Deci nu te duci pe stâng, pe dreptul deloc. Exact, un pas, gen cu pas. Deci nu vă mai mutați greutatea pe dreptul în timp ce mergeți. Asta este doar ancorat. Și mergeți, vă deplasați pe raza cercului. Încercăm încă o dată asta, de la James Brown. Ești cu dreptul încrucișat. 6, 7, 9, diagonal. 1 and go. 1 and go. 1 and go. 1 and go. Și 1, 3, 5, 9, mamă, super! 1, 2, 4 de bază, 5, 6, 7, bine, doar că am făcut 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ok? 1, 2, 3, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7. Să mișcați brațele,
Logadance.ro. Logadance, the rhythm is in you.